Salut și bine te-am găsit la un nou episod din Vlog de IT. Astăzi avem un video din categoria Tips and Tricks. Dar înainte să încep videoul, vreau să vă arăt aici o scurtă listă trunchiată de produse pe care voi și ceilalți utilizatori ai site-ului buyandhelp.ro le-ați făcut cu ocazia Black Friday și vă mulțumesc foarte mult. Am reușit să strângem niște donații pentru că s-au vândut produse și ieftine și scumpe. De exemplu, puteți vedea aici un televizor LED 4K, o consolă Nintendo, slow cooker, saltea, mouse de gaming, tastatură și o mulțime de alte lucruri pe care le am în această listă. Destul de multe donații pentru ONG-urile de pe Buy and Help și asta este foarte bine. Bun, hai să trecem acum la tutorialul de astăzi. Astăzi aș vrea să vă arăt cum folosesc programatorii web, developer tools din Chrome, Firefox și Internet Explorer. Și pentru început am aici o pagină HTML super simplă în care am niște div-uri cu niște clase și am inclus un script JavaScript care e extern și îl avem aici. Avem aici niște variabile, o funcție și alte câteva lucruri. Și așa arată pagina noastră în browser, în Chrome. Eu am vrut să fac în acest script o funcție care să îmi arate cheltuielile pe care le am eu din salariu, câți bani îmi rămân după acele cheltuieli și salariul complet. De aceea am făcut aici niște div-uri, unde este indexul aici. Am făcut un div cu salariu în care voi pune salariul, cheltuielile și restul de bani care îmi rămân după ce achit cheltuielile. Scriptul nostru primește aici niște variabile cu salariul meu, chiria, abonamente, transport și aici voi face niște calcule ca să aflăm cheltuielile, iar apoi cu acest document.getElementByClass voi găsi în HTML-ul meu elementul care va avea clasa salariu, de exemplu, și în interiorul acelui div voi pune o valoare, și anume valoarea salariului meu. După câte puteți vedea aici, lipsește cel puțin un rând. Prima dată, cheltuielile sunt de 200 de lei, restul e 1380. Dacă ați văzut aici, salariul meu este de 2000 și nu adunate nu dau această sumă. În plus, dacă vom calcula 2000 minus toate cheltuielile astea de 700, restul ar trebui să fie 1300, nu 1380. Deci, pe undeva prin funcția mea de cheltuieli am o eroare. În plus, nu văd afișat salariul complet, acela de 2000. Deci am câteva erori aici în funcția mea de JavaScript și nu știu exact unde să le găsesc sau cum să le găsesc. Și pentru asta voi folosi Developer Tools din Google Chrome. Și dacă nu știți foarte multe despre Developer Tools, vedeți că aveți un link sub acest video, un link la un video în care eu am vorbit despre Developer Tools mai pe larg, despre mai multe funcționalități de aici. Și astăzi vă voi arăta cum se face debug. Și pentru asta vom merge prima dată aici pe consolă, unde vedeți că nu există nicio eroare. Deci, teoretic, codul meu ar trebui să funcționeze bine, dar din ceva motive nu îmi afișează ce trebuie. Și atunci, ca să văd exact unde e problema, va trebui să merg pas cu pas prin codul meu, cu valorile introduse acolo la început, și să văd unde e problema. Și atunci mergem la Sources. După ce deschid acest Developer Tools cu F12, va trebui să dau un refresh pe pagina mea ca să îmi apară aici și scriptul JS. Poi selectez acest script JS și aici pe aceste numere care îmi indică linia de cod din JavaScript, voi pune niște buline, dând pur și simplu click. Și voi da primul click aici, în zona de function, pentru că aici vreau eu să încep să văd pas cu pas cum rulează codul, pentru că ceva nu e în regulă aici. Bun, și după ce am pus acest breakpoint aici, breakpoint adică punct în care scriptul se va opri din executare, dăm din nou un refresh și după câte puteți vedea ne-a apărut aici o pauză în debugger și aici ne-au apărut niște valori. Acest debugger ne oprește după prima linie unde am pus noi acel breakpoint
și ne arată cum rulează acest cod folosind valorile introduse. Și după câte puteți vedea aici, valorile pe care le-am dat eu în execuția funcției apar în partea dreaptă aici. S este 2000, da, salariul e bun, chiria 500, da, abonamente 120, da, transport 80, variabilele de aici sunt bune. Îi dau pe acest buton care va sări la următoarea linie din cod. Și ne-a adus aici. Liniile care au trecut, adică acestea deasupra acestei bare albastre, le putem vedea ținând mouse-ul pe diferite variabile și acestea ne vor da valorile lor. De exemplu, aici avem cheltuieli 200. E, ceva nu e în regulă pentru că toate cheltuielile ar trebui să fie 80 plus 120, 200 plus 500, 700. Deci aici avem 200 și e clar că lipsește ceva și anume chiria. Aici am uitat să dau chiria. Hai să mergem aici și să îi dau un plus C, care este variabila de chirie. Salvăm. Dăm din nou un refresh aici. Ok. Din nou, aceste variabile au fost preluate. Ok. Dăm un next. Cheltuielile sunt acum de 700 de lei, da? Exact cât am calculat noi. Asta e foarte bine. Hai să mergem mai departe. Vedem aici că în variabila X noi am selectat div-ul salariu de aici și în acel div, în inner text, îi punem textul salariul este, două puncte și valoarea salariului de aici. Ok, până aici totul e în regulă. Mergem mai departe, vedem că S este 2000. Mergem mai departe. Aici ceva nu este în regulă. De ce nu ne apare următoarea variabilă? Pentru că noi folosim același div, salariu, salariu, vedeți aici. Și atunci acea valoare este suprascrisă cu cheltuielile, care sunt acum de 700. Aici ar trebui să înlocuim cu următorul div, adică cu acesta. Hai să copiem aici numele divului nostru, să ștergem ghilimelele alea în plus și să-i dăm încă un refresh. Bun. Aici ok, cheltuielile da, bun, mergem mai departe, S-ul este 2000, bun, mergem mai departe, cheltuielile 700, da, sunt puse în cheltuieli, da, aici ar trebui să avem un 2000 minus 500 minus 120. Și aici din nou nu este ceva bine pentru că din rest lipsește ceva. Dacă îi dăm aici să sară peste toți pașii și să ieșim din acest debug, vedem aici că ceva nu e bine, încă nu se adună. Aici lipsesc 80 și după cum am putut vedea noi aici, lipsește o variabilă pe care nu am scăzut-o și anume transportul. Avem minus T. Salvăm. Rulăm din nou totul, mergem pas cu pas rapid. Aici se poate vedea exact fiecare variabilă. Cheltuielile, da, sunt 700, aici este 2000, minus 500, minus 120, minus 80. Totul pare să ruleze așa cum trebuie. Îi dăm aici resume. Dăm click pe această linie ca să scoatem breakpoint-ul ca să nu să nu mai apară data viitoare când dăm refresh. Și după câte puteți observa, calculele noastre sunt acum bine și este afișat tot ce trebuie. E bine, așa se face debug în JavaScript atunci când nu știi cum rulează codul tău. Poți să pui niște breakpoint-uri din loc în loc și execuția codului se va opri exact acolo unde ai pus tu acel breakpoint și ținând mouse-ul pe diferite variabile, tu poți să vezi valorile lor și ce se întâmplă cu ele. E un tool foarte util, mai ales atunci când nu înțelegi ce se întâmplă în codul pe care l-ai în fața ta pentru că el a fost scris de altcineva sau pur și simplu nu-ți dai seama doar din acest cod de anumite valori, de anumite sume, de anumite calcule. E ceva pe care e un tool pe care web developerii îl folosesc super des și așa cum am spus funcționează și pe Firefox și pe Internet Explorer. Vă recomand să
Faceți un test pe calculatorul vostru cu un asemenea script, să vă învățați cu acest debugger de JavaScript, pentru că vă va fi super util de acum înainte dacă decideți să urmați o carieră de web developer.